I just wanna see the paper. Salutare, băieți! Bine ați venit la un nou episod astăzi cu I'm Happy și cu Mafia. Cu Mafia rusă. Deci, dacă vă place această serie, te invit călduros să apeși pe butonul de like, subscribe. Astăzi voi mai avea o surpriză. Și... Salut, șeful! Salut, salut, colegul! Vezi că de cât am înțeles, pot să avem o surpriză astăzi. Mi-a cam sunat un pic telefonul. De cât am înțeles, o să avem un mic transport, din câte se pare. Ah, perfect, perfect. Au zis, organizați că au nevoie de niște arme, culonțe. Trebuie să așteptăm să vină. Sper că o să vină cât de repede. Tot e bine primiți aici la noi. Da. Păi de-aia am zis că au plecat la noi, pentru că suntem cea mai bună organizație. Să vedem acum, să așteptăm. Sper să nu ne luăm țeapă, știi ce Hai, zic? Hai că eu merg să pregătesc hârtiile. Bun, tu te pregătește-le. Ceilalți să stați, cum stați acum? Dacă. Cel mai bine ar fi să plecați acolo afară, nu? Sau cum zici? Să plecați afară. Hai, la ieșire. Celalalt doi să vină cu mine. Am nevoie de celalalt doi. Colegii. Salut. Am nevoie de celalalt doi să vină cu mine. Deci când o să vină cu oamenii, vă o să stați în spatele meu, bun? Okay. Nu lăsați arma deloc din mână, că nu știm ce organizație este. Nu știm cum e. Deci, fiți prudenți. Ok. Stați aici, în spatele meu tot timpul. Ce face ăla din față, mă? După cum am zis. Colegii, scoateți-vă, stați puțin, să deschid portbagajul. Bine. Dă și tu, colegul prelat, a jos. De pe ele. Ia, dă pe prelat aia, dă la o parte și ia arma. Ce bunătăți! Aici, am pistol aici, în geantă. Ia, vedeți-mă. Domnul lor, mai așteptă mult? No, ne-am pregătit și noi. Bun. Deci, voi ați sunat în legătură cu transportul, nu? Da. Bun. În cât timp îl vrei? Sau de ce ai nevoie? Păi, am nevoie, dar după cum o poți observa, eu am doar acest AP pistol, uitați. Da, și acest vede. Pistol. Iar doar doi dintre colegii mei au arme de calibru mare, după cum poți observa, un Kalashnikov și un Tommy Gun. Da. Păi hai după mine să îți prezint armele. Colegii cu pistoale, lăsați armele jos, merg cu... Dacă e pe încredere aici. Da, domnule, stați liniștit. Da, să fac. Colegul? Da, spune. Nu mai bine ducem jos acolo, în camera de arme. Nu, păi atunci hai să ducem. Domnul cu ce ne-am vorbit, hai să... Colegii, voi rămâneți acolo, merg eu. Voi rămâneți acolo. Beți o cafea, simțiți-vă ca... Nu ca și acasă, că n-am. Haideți după mine. O frumoasă casă, frumoasă. Mamă, ce frumos e. O să mă obișnuiesc ca așa ceva, cu această eleganță. Da. S-a oferit cu un pic amuz bani pentru chestia asta. Nu e o problemă, ne permitem. Aș tot unde veniți. Da, am auzit dumneavoastră, sunteți foarte... Ați dat vreun jar de... Ați reușit să faceți jos de bani? Avem mai multe legături așa prin oraș, să spun. Uitați aici. Intrați aici pe ușa. Camera? Da. Frumos. Intrați acolo. Mamă, ce camera. Intrați acolo, merge jos, vă va arăta aici, care stânga, dreapta. Wow. Alegeți-vă de acolo. Eu cred că mi-aleg... Celălalt doi să stai afară. Eu cred că mi-aleg AK-ul ăsta. Eu cred că și eu tot. Da, vedeți că am banii sus, trebuie să mă întorc.
Nu e o problemă până serviette, atunci. Ne vedem la mine. Păi vă duceți, scoate banii, eu rămân aici cu domnul. Banii se dau la final, nu? După părerea mea. Bine. Să vedeți și dumneavoastră banii. Iau și le bag în părbagaj. Iau acau ăsta. Nu, și mai au în pat. Deci astea, astea sunt pentru noi acum. Am să te ajut mai eu cu transport. Expoziție sunt astea. Astea sunt ale voastre. Deci pot să te ajut după aia cu transport în vreo 20 de minute, ok? Ok. Să știți că am mânuși, n-am pus ampere, nu sunt amprente, ca să okay. știți. Locația, locația puștiți, nu? După cum da, a rămas da, la telefon de ieri. Da, da. Bun. Ok, vă invit afară, domnilor, ne auzim în 20 de minute. Pe ce era ieșirea? Da, da. Da. Ne auzim în vreo 20 de minute. Ok. Da, da, da. Acolo la locația, să nu vă sperați că o să venim mai mulți. Nu, nu, nu. Deci decât am înțeles, vă 3 camioane aveți nevoie, nu? Trei. În spate, în spate. Ah, am greșit așa? Da, e... da, da, colegul. Da. Aici e pe terasă, aparent. Păi da. Pen, n-am uitat să pun umbrelă ceva. Scuzați pe colegul meu că are... emoții, știm și noi. Are emoții, e... are și cască pe cap, că el e motociclist. Mm. Da, îi plac da, da. Motocicletele. Am fost și eu la viața mea, nu e o problemă. Bun, deci atunci am bătut palma, nu? Da. Domnule, hai să batem și acum palma, să fie regulă. Haideți aici. Haideți aici. Bun, deci, de acum banii și ochii la ușă, știi cum zic? Da. Bun. Deci, ne auzim în 20 de minute. Da. Domne, 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 domne. Da, domnule. Ia. Colegă, banii la final. Așa, 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 uite-te unul cu respectul. Respect și să sperăm că ne va ieși bine cu mine. Aoleu. Așa. Da, domnule, vă, postez, vă poftesc afară. Mulțumim. Și ne auzim în 20 de minute. Deci banii am vorbit. Deci stai un pic, că băiatul cu cine am vorbit înainte de bani, poți să vii un pic? În legătură de banii aia, cam cu cât am rămas până la urmă? 2 milioane, nu? Domnul. Mă auzi? Da, da. Da. Puteți mai repetați o dată că... Deci în legătură cu banii aia, tot atâta, nu? 2 da, milioane tot, ne așteptăm să primim. Da. Bun. 2 milioane. Și am bătut palma, vă așteptăm în 20 de minute în locația aia. Sper că sperăm, nu vii și... Sperăm să nu ne dea, să nu ne dea țeapă. Nu vă dăm țeapă, domne. Sperăm să nu fim conformiști de poliție. Nu o să fim, nu o să fim. Aveți securizată toată căscuța? Da, da, da. Ok. Bun. Dacă nu mai țineți minte, vă mai dau încă o dată pe share location pe WhatsApp. Țin minte, țin minte, nu e nicio problemă. Ok. Ok, nu ok. E. Bun, ne auzim atunci. La revedere, ne vedem atunci. Salut, salut. Colegul deschide poarta. Colegii, da. Da. Acum... Ne ducem la locație, vă țineți după mine că eu știu locația. Okay, okay. Vreau bine, să vă puneți toate armele în bagaj. Deci, fii atent, de 3 persoane cu care să meargă după marfa. Mă pot baza pe voi 3? Da. Așteptăm după ce pleacă ei să putem vorbi. Așa, gata toți colegii? Da, 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 colegul. Da, colegul. Închide porbagajul. Deschideți-le ușa. Deschide-le ușa, deschide-le ușa. Este. Mulțumim, doamne, că ne țineți poarta. Mulțumim, mulțumim. Aoleu. Mamă, o zgârie aici puțin. Gata, ok, ok. Bine, la revedere. La revedere. La revedere. O zi bună, o zi bună. La revedere. O zi bună, la revedere. Colegul, am scăpat poarta pe ei. Colegul, e greu, portaie. E greu, dar stai să vedem ce facem noi acum. De șeful, șeful, pe banii ăștia ne îmbucățim, plecăm din oraș. Ne mai schimbăm o dată, ne mai cumpărăm o casă. Desigur, 2 milioane sunt destul de mulți bani. Banii vei primi tu. Deci am nevoie acum de 3... Care sunteți triși de aici? Care eu știe să conduiți un tir? Bun, deci 2 persoane sunt aici, mai am nevoie de încă unul. Ok, deci voi 3 plecați acum, noi o să mergem după voi cu mașinile și după aia vă prescurtăm. Șeful. Spune.
Mergem să scoatem tirurile. E el. Știu. Așteptam să răspund. Așteptați, ne adunăm totul, mai plecăm cu câte o mașină. Plecăm direct acolo la pontul jos. Vreau eu tir. Unde ești? Păi care vreți tir, ne mergem acolo toți în rând. Hai colegul să luăm tirurile. Veniți și cu mine, dacă e și cu șeful. Mă, îmi place serverul ăsta, acum vorbim numai așa cu voi, îmi place foarte tare. Dar nu știu de ce nu lasă pe șeful în față, că a... A, vorbeam cu vecinul din mașină. Vecinul din mașină, da, da. Ce mai vecin. Băi, băieți, noi am ajuns acum și trebuie să luăm repede 3 tiruri, nu? Bun. Hai că am ajuns. Am ajuns, șeful, poți să vii? Haide, te rog. Deci au zis 3 încărcături, nu? Șeful. Da, colegul. Deci au zis 3 încărcături, nu? Da, da. Bun. Hai, mă, mai repede. Încărcați repede acolo. Luați-le. Aștepta să și ia remorca după aia vreau. Trebuie să plece prin față, prin față, prin față. Du-te prin față, prin față, bro. Prin față. Pe acolo, pe acolo, pe acolo, prin față. La dreapta. La dreapta. La dreapta, dă-te în spate și la dreapta, că nu poți cu aia pe acolo. În spate și la dreapta. Un pic am încărcătură ca mare. Ia și asta, de tot la fel. Lasă-mă pe mine, colegul. Lasă-l pe el, lasă-l pe el. Dați-mi timp că știu. Lasă-mă pe mine să-ți pare morca, că tu greu te scurci. Du-te mașina la șeful, du-te mașina la șeful. După ce ți-o arată, du-te mașina la șeful. Ma, ce frumos arată, băi, băiți. 3. Șeful la dreapta, la dreapta, la dreapta, la dreapta. Unde e ăla, unde e ăla? Mai fii atent, cum a ieșit la dreapta ei? Că e de asta mare. Și aștepți acolo, așteptați acolo. Să mai vină încă ultima. Mamă, faci drifturul, mă. Șeful? Colegul, se aude poliția, să mi se pare? Nu știu, știu, la noi nu. La noi nu trebuie. Poate pe partea cealaltă. Poate pe partea cealaltă, să fie salvarea. Hai, mă, să încarce repede și asta, să iei marfa. Deci, fii atent, noi să le spui acelea pe căscuță, ca noi mergem în fața lor, mașina noastră, și ei în spate. Și ultimii doi cu mașinile normale în spate. Hai, coleg, mașina. Haide, haide, haide. Hai să alergăm un pic. Nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici. Prin spate. Vezi că... Lasă la saponul. Bun, aici, în față. Așteptăm, 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 așteptăm. Trebuie să mai vină încă o încărcătură. Ne cam este destul de mulți bani, ce facem după aia? De șef, ai văzut tot, nu? Da, sper să ne iasă. Uite, tot acolo în față. Ia că ne așteaptă deja. Du-te acolo înăuntru. Sau du-mă acolo înăuntru, du-mă înăuntru. Colegul, aici intrare. În spate, în spate, în spate, în spate, în spate.
Mamă, da, ultimii doi, tot ce trebuie. Ultimii doi. Salut, salut. Exact cum a vorbit trei, e bine. Hai. Băi, l-am adus acum, stai să mergem da. Să ne încălpim. Voi stați aici jos, eu cu cealaltă mergem să... Voi stați aici cu baza, în caz că vine cineva, nu stau, da, da, da. Și de la noi să stea și cel cu servieta să vină. Șeful, tu vei număra bani, ok? Colegul, stai așa. Colegul, hai la poartă să ne uităm dacă mai vine cineva. Nu mai trebuie să mai vine nimeni. Trei încărcături sunt acolo. Unde e băiatul cu banii? Stați acolo, cum lângă mașină. A 10, mai bine stați acolo. Am luat servieta. Hai, mă duc să iau și eu. Hai că testez eu armele. Doi să vină după noi. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Deci bună aici ziua. Sunt încărcăturile. Haide. După domnul? Haide tu, că tu cunoști zona. Ne auziți? Da, domnul, da. Gata, am avut o problemă cu... Bun. Bine, domnul, deci atunci hai că merg duc după dumneavoastră. Da, merge sus să facem tranzacția, colegul, de asta. Rămâi jos și îmi spui pe căscuță după dacă sunt bune armele. Da, da, da. Mergeți controlați pe acolo. Vedeți zona. Ah, vreau să vă spun că niște colegi au fost cam... Bună ziua, domnul. Au fost sunt ocupați să... Șeful, haide. Să fie urmăriți de poliție. Am înțeles, șeful, haide. Deschideți, vă rog frumos, asta. Acum ai, colegi. Bun, deci atunci mergem pe încredere, nu trebuie să... Da, vedeți că aici trebuie să... Bun. Du-te, du-te. Noi mergem după tine. Mamă. Bine că m-am luat mânușile pe mine, că dacă nu, cine știe cu ce mă trezesc de aici. Șeful, te rog frumos să mergi în față. Colegul, sper să nu fie o capcană. Și eu sper. Noi bea că o să numerem banii. Haide, domnul, față, arătați-ne drumul. Și eu sper să nu fie. Deci, domnul, decât am... Sper că ai banii la tine tot. Mamă, deci pe unde urmă? Stați acolo mașinile tot. Hai să vedem, sper să nu fie vreo capcană, guys. Sper să nu fie. Bun. Aici puteți lăsa banii. Și pot să iei șeful meu să-i numere. Sau lasă că iau eu. Asta e acolo. Ia-i tu, colegul. Am luat-o de o altă culoare. Nu e o problemă. De la aer, de la aer. O sută, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Da, e ok. Sunt bani adevărați. Sunt destui, colegul. Sunt 2 milioane. 2 milioane sunt cum ne-au promis. Colegul, sigur e numărat bine. Sigur, mai număr încă o dată dacă e. Stai un pic. E acolo. Cătura cât de bine știi să numeri, mă miră. Stai că să zic, la bani n-ai treabă, la bani n-ai treabă. Știu cel mai bine să număr. Deci 102. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1 milion. Deci s-au făcut deja 1 milion. 102, 3, 7, 8, 9, 10. 2 milioane. 2 milioane. Perfect. Bun. Domnul, sunt toți banii. Să știu de acum, mai aveți nevoie de ceva? Pe parcurs?
domnul meu. Ne mai auzim? Da, mă auziți? Da, da. Da, sunt tot în regulă, am înțeles de la colegul meu că sunt toate armele acolo, sunt în regulă armele. Pe viitor, pe viitor o să vorbim doar în bijuterii, nu o să mai vorbim în bani. Oho, ar fi bine. Bun, deci dacă e pe viitor, mă contactez din nou pe mine, ai numărul meu. Și o să vedem cum o să facem, ok? Ok. O să luăm noi, ne ocupăm noi de camioane, nu-i problema. Bine, bun. Atunci vă urez zi faină. Haide, șeful. La fel. Deci pe aici ieșirea, nu? Domnul da, da. Bun, bun. Deci băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like, subscribe pentru a fi la curent de fiecare dată când facem episod. Eu am fost I'm Happy și v-am pupat. Am valiza pentru 2 milioane. Sunt. Are două buzunare. În cap.